Mădălina Miu, soția din Actea lui Țancă Uraganu, a oferit o serie de detalii despre relația care există între artist și actuala iubită, Alina Marimar. În prezent, Țancă Uraganu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Alina Marimar, chiar dacă artistul locuiește în aceeași casă cu mama copiilor lui și este căsătorit în acte cu Mădălina Miu. Cântărețul și bruneta se află în prim proces de divorț de mai bine de un an, însă până acum nu s-a rezolvat nimic. Ei bine, recent, Mădălina Miu a făcut o serie de declarații uluitoare despre relația lui Țancă Uraganu cu Alina Marimar, susținând că tânăra are parte de același tratament ca celelalte partenere de viață, respectiv că ar fi bătută și umilită de către cântăreț. Mai mult decât atât, Mădălina Miu mai spune că Țancă Uraganu nu îi este fidel sub nicio formă iubitei lui, ba mai mult, Alina Marimar ar ști chiar despre toate aventurile artistului. Inclusiv această fetiță e bătută și făcută în toate felurile și ea îl așteaptă în recepție, în hoteluri prin țară, pentru că mie mi-au spus băieții din formația lui și el urcă în cameră cu alta, deci asta e viața ei, deci să ne lase. Divorțul meu nu are legătură cu această femeie, el nici nu o cunoștea când eu am cerut divorțul, a spus Mădălina Miu pentru spynews.ro. De asemenea, atunci când s-a aflat că vor divorța, Țancă Uraganu a ieșit în spațiul public și a avut câteva cuvinte dure la adresa încă soției lui, Mădălina Miu. Cu toate acestea, bruneta spune că nu este șocată de atitudinea artistului, asta pentru că acesta face la fel cu toate femeile din viața lui, care nu își doresc să mai aibă vreo legătură cu el. El așa declară despre orice femeie care nu dorește să mai audă de el cum a încercat să mă denigreze pe mine prin live-uri sau postări, la fel a făcut și cu Narcisa la un moment dat, cu Roxana Prințesa Ardealului prin emisiuni TV, pe acele surori pe care le-a făcut praf în postările lui și cu care ulterior se posta cum se pupă și cum dansează împreună, a adăugat bruneta.